Conducătorii auto care vor tranzita stațiunea Mamaia și se vor afla în căutarea unui loc de parcare vor beneficia din luna aprilie de un nou sistem pentru plata acestuia. Șoferii vor putea vedea parcările disponibile cu ajutorul unei aplicații pe telefonul mobil. Odată descărcată, aceasta va indica și o hartă cu zonele în care se găsesc locurile libere de parcare prin SMS. Acestea sunt divizate astfel: Blue Area pentru orașul Constanța, Green Area pentru stațiunea Mamaia și Red Area pentru Mamaia Nord. Aplicația Constanța Parking este disponibilă deja și poate fi descărcată gratuit din Google Play și App Store. Aplicația Constanța Parking reprezintă o metodă simplă și eficientă pentru plata rapidă și ușoară a parcării. Prin intermediul aplicației se poate achita și cu ajutorul cardului bancar, iar cu 5 minute înainte de expirarea timpului, utilizatorii sunt avertizați printr-un mesaj, au afirmat reprezentanții primăriei Constanța. Taxarea se va face prin SMS la numărul 7475, în funcție de zona în care va fi parcat autovehiculul și de intervalul de timp dorit pentru staționare, conținutul SMS-ului va fi diferit. Aplicația Constanța Parking va fi implementată începând cu data de 15 aprilie și va înlocui sistemul existent T-Park. Ambele aplicații vor funcționa în paralel până pe data de 1 mai.